Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Oameni, Evenimente, Povești. Probabil săptămâna trecută ați urmărit emisiunea Time Alert, unde am stat de vorbă cu părintele Claudiu Băzăvan. Știți că la Ploiești a fost un maraton de evenimente culturale. Unul dintre ele pe care l-am amintit chiar în cadrul acelei emisiuni a fost lansarea volumului 33. Da? Poate mulți au întrebat, pentru că inclusiv eu am carte aici, de ce 33, ce simbolizează acest 33, și mie mi-a stârnit interesul și aflăm toate detaliile chiar de la invitata mea de astăzi, responsabilă pentru acest volum, Cătălina N. Onea, jurnalist, profesor de limbă și cultură română la Universitatea din Berlin. Să rămână și bine ați venit la Ploiești TV! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc de invitație! Cu mare drag! E o poveste lungă, pentru că cei care citesc revista Conștiința găsesc periodic acolo articolele dumneavoastră. O să analizăm fiecare articol, pentru că știm că multe dintre ele se regăsesc și în această carte. Pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care au reușit să vadă coperta cărții, dar n-au reușit să răsfoiască. De ce 33? De ce nu 3? De ce nu 333? Începem în forță cu această întrebare foarte directă, așa că vă voi răspunde la fel de direct. 33 este mai mult decât un număr pentru mine. Este o stare, o emoție, o amintire, dar și o stare de fapt, un perpetuum, să spunem așa, într-un continuum spațio-temporal, pe care îl asociez cu un sentiment de fericire. Pornește totul de la o joacă din copilărie, 3-3, fericirea mea, o mantră între ghilimele, pe care o rosteam de fiecare dată când vedeam o mașină pe a cărei plăcuță de înmatriculare se regăsea un 3 dublu, un crez de viață pe care l-am purtat cu mine, cu mici întreruperi, dar reactualizat în ultimii ani de experiențele de viață, în care mă încred de fiecare dată, chiar și astăzi. Când văd la o mașină 33, mintea mea spune automat 3-3 fericirea mea și sunt convinsă că va fi o zi frumoasă, o zi fericită. O interpretez cumva ca pe o formă de a Universului de a face invizibilul vizibil. Asociați cu fatidicul 3 din basmele românești, unde de obicei basmele se termină cu bine, totul e bine când se termină cu bine, știți, celebra formulare. De altfel, chiar primul eseu al cărții, care poartă titlul Despre fericire, 3-3 fericirea mea, începe cu această analogie. Când eram mică, eram fascinată de această simetrie, de echilibrul pe care îl avea în basme. Ne dăm de 3 ori peste cap, avem de obținut 3 obiecte vrăjite care te ajută și așa mai departe. Sunt mai multe cifre care au o conotație importantă în basme, dar 3-ul nu cred că este întâmplător. Se spune și la cursurile de oratorie că dublul paralelism sau o repetiție în număr de 3 creează statornicie și dă și un ritm. Și probabil că și asta este un aspect important, a avea un ritm în ceea ce faci, în ceea ce spui, un ritm pe care încerc de fiecare dată să-l păstrez și în textele mele, majoritatea lor articole de corespondență culturală din străinătate în revista Conștiința, așa cum ați amintit. Am deschis cuprinsul cărții și trebuie să le spun telespectatorilor, această carte este alcătuită din două componente. Cu siguranță toate vorbesc despre experiențele dumneavoastră, dar e foarte interesantă prima parte, pentru că eu tind să cred că descoperim omul, da? Este rezultatul introspecției. Și aș elimina acest despre, pentru că fiecare capitol începe cu despre și avem fericire, dragoste, dans, frumusețe, acasă, pus în ghilimele, îmbrățișare, muzică, bazm, iarnă și lună. Din brainstorming-ul ăsta, ce alegem? Nu cred că trebuie să alegem ceva anume. De fapt, nu trebuie nimic. Nu putem alege, pentru că toate aceste elemente pe care le-ați enumerat sunt, de fapt, teme și motive ale textelor și, mai presus de orice, sunt stări. Sunt trăiri, sunt emoții pe care le-am experimentat, poate eu însămi, la un moment dat, sau pe care le-am ales ca temă de scriere sau de analiză,
sau de introspecție. Este de fapt întreaga carte o invitație pe care o fac direct sau indirect și cititorilor la o călătorie între ale cunoașterii și ale autocunoașterii. Și nu s-au căutat neapărat legături ca un fir roșu. Articolele au fost scrise în decursul ultimilor 4 ani, din 2018 până în 2022, având în vedere că în anul 2018 a apărut o primă carte cu materiale din revista Conștiința, pe numele ei Intercultural. Și practic fiecare lună, fiecare temă de articol a venit în ton cu momentul la care s-a scris, în ton cu stările, cu evenimentele respective, însă în această carte materialele nu se regăsesc în ordine cronologică, ci mai degrabă într-o ordine tematică sau într-o ordine simțită, să spunem așa, cum bine ați menționat, cele două părți ale volumului, despre stări și despre fapte. Despre, într-adevăr, este un cuvânt care poate spune puțin mult. Vorbeam, glumeam cu editorul cărții, domnul Valentin Așder, directorul editurii Acon. Este un fel de tautologie. Orice text este despre ceva. S-a accentuat mai mult ideea de a scoate în evidență, de a puncta o anumită temă și dacă ne uităm cu atenție, fiecare text are și un subtitlu și, de fapt, subtitlul este adevăratul titlu pe care îl dăm. N-ați căutat o cronologie, n-ați căutat să creați o legătură, cu toate astea considerați că la finalul primei părți ați realizat puzzle-ul perfect în ceea ce vă privește, ca scriitor sau ca om? Nu cred că ne putem raporta la un puzzle perfect, pentru că atunci ar însemna că declari încheiată activitatea. Cred că întotdeauna este loc de creștere, este loc de dezvoltare. Mi se pare că s-a creat totuși, sau cel puțin impresia aceasta am avut-o când am structurat volumul de față, o idee de cerc. S-a început cu ideea de fericire, 3-3 fericirea mea din copilărie și am ținut să închei cu eseul despre lună, care este un eseu care pornește de la un fenomen astrologic sau de fapt astronomic, denumit astrologic superluna, un fenomen pe care am avut bucuria să-l observăm anul acesta chiar de 3 ori. Nimic întâmplător. Superluna la puterea a treia era chiar titlul din revista Conștiința, ceea ce mi-a oferit ocazia să meditez puțin asupra acestui corp celest, creasa nopții, cum se spune, satelitul Pământului și așa mai departe, care m-a fascinat încă de mică. De aceea spun că se închide cercul, pentru că am pornit de la o poveste din copilărie care mă marchează și astfel și ultimul eseu din prima parte are legătură cu ceva în care cred încă de mică și alături de care am crescut și cu care chiar am fost identificată la un moment dat. Și atunci sunt niște momente personale transformate în texte de cunoaștere și recunoaștere a unor stări ca o invitație la autocunoaștere. Credeți că fix despre lună a stricat aspectul acesta de corp sferoid, de cerc, pentru că celelalte lucruri au legătură, iubire, dragoste, fericire, dans, frumusețe, iarnă, basm, parcă dacă stai să le amesteci, la un moment dat vei obține cercul ăsta, doar că la un moment dat luna mi se pare că vine și, așa cum spuneați dumneavoastră, strică puzzle-ul în ideea în care mai e nevoie de o formă la un moment dat. Eu cred că luna tocmai înnobilează, pentru că luna este tot din ceea ce ați menționat mai devreme. Luna este dragoste, este copilărie, este fericire, este împlinire, luna este 33. Luna este pandantul soarelui, dar în același timp și ceea ce pune în valoare noaptea. Fără lună, noaptea ar fi o simplă beznă în care nu ne-am putea dezvolta. Și atunci
repet, fără să mă fi gândit la piesele acestea de puzzle, cum le numiți dumneavoastră, Luna pentru mine a încununat toate celelalte teme, fiind poate și un eseu, așa cum spunea criticul Vianu Mureșan la lansarea cărții de la București, la Cărturești Verona, în data de 27 septembrie, o temă mai puțin abordată. Mai rar se găsesc în ziua de azi texte despre lună. Pur și simplu să ne apucăm să scriem despre lună fără un context de basm. Luna și soarele care se îngemânează în basm, în poveste, sunt o temă poate de cărți de copii, dar nu neapărat o temă de eseu sau de articol de corespondență culturală. Și cumva m-am bucurat că am avut îndrăzneala să abordez o asemenea temă și ecourile care au venit până acum strict legat de acest text pe care l-ați invocat sunt de ordin pozitiv, ceea ce nu face decât să mă încânte și să-mi dea speranța că poate și alți oameni, în cazul de față cititorii rubricii mele sau ai cărții, regăsesc idei demne de citit sau la care să mediteze în acest text. Și acum să intrăm în subiecte mai grele, pentru că, așa cum ați mărturisit și dumneavoastră, prima parte este rezultatul introspecției, este acea autocunoaștere pe care ați dobândit-o în acești ani de pandemie. Cu toți am avut așteptări de la acești 2 ani de pandemie. Ne doream să ne revedem, să ne îmbrățișăm, să ne spunem lucruri frumoase, să facem lucruri pe care nu le-am făcut în cei 2 ani. Poate că mulți, nu știu, am avut alte așteptări și realitatea ne-a lovit crunt și tot invocăm povestea asta, să te autocunoști, să știi ce vrei, să știi unde te situezi. Credeți că acest interval de timp, acești 2 ani, au fost ca un moment care v-a ajutat să vă cunoașteți mai bine, să știți unde vă aflați și cum au fost clipele astea? Pentru că eu cred că toți am avut acel moment în care am stat în canapea, n-am avut ce să facem, n-aveam unde să ieșim, doar că poate unii am deschis televizorul și am numărat cazurile, alții am închis ochii sau atunci când am deschis am început să scriem despre noi. Cum a fost pentru dumneavoastră? Este drept că sunt anumite texte care provin cronologic din perioada pandemiei. N-aș putea spune și de fapt nu se poate spune că prima parte este strict legată de pandemie, deci partea de eseuri a fost generată de trăirile din pandemie. Sunt, așa cum spuneam, articole din ultimii 4 ani, iar perioada celor 2 ani de pandemie a oferit poate o platformă de gândire și răzgândire sau reanalizare, renegociere cu sinele, pe care cred că fiecare a făcut-o. Și sunt texte care vizează direct acest moment în viața noastră, fără a vorbi însă despre pandemie. Dacă vorbim despre, nu avem niciun material direct despre pandemie. Sunt însă texte care poate au venit, repet, ca o formă de corespondență culturală în contextul pandemiei, să ne vorbească despre teme actuale la momentul respectiv. Este, de exemplu, un eseu despre îmbrățișări la distanță, cum putem să oferim... Exact, la tema asta mă uitam. Apropo de interdicțiile de apropiere fizică, de lockdown, perioadele de înstrăinare și înfrigurare pentru mulți, din păcate, în această perioadă. Și este un eseu pe care l-ați menționat în cuprins despre acasă, cu subtitlul Terțul inclus sau Paradoxul recunoașterii, acasă în ghilimele, scris de mine în perioada în care am petrecut aproape jumătate de an în România, profitând de faptul că se poate lucra online. Sunt, așa cum ați menționat, profesor de limbi străine, de cultură și civilizație românească la Universitatea din Cotbus, nu din Berlin. Cotbus este... Cer scuze, trebuie să mă corectați de la început. Nici o problemă. Cotbus este un oraș foarte frumos în pădurea Spreului, râul care trece prin Berlin, la 100 de kilometri de Berlin, iar în Berlin sunt profesor de limbă germană în context intercultural. Și orele s-au ținut exclusiv online în perioada de pandemie, așa că am profitat de acest timp pentru a veni să petrec
o perioadă cu părinții, cu familia, pe care chiar nu-i mai văzusem de mai bine de un an de zile după ce a început totul atât de brusc. Iar asta a fost pentru mine o platformă, cum spuneam, o ocazie de a medita asupra unor lucruri, dar de fapt de a trăi experiența pe care am avut-o, lucrurile pe care le-am trăit pe pielea mea, nu cred că s-ar fi putut citi în vreo carte. Eseul despre acasă, acest paradox al recunoașterii, cum îl numesc, ca o parafrază a unui concept din psihanaliză, este de fapt negocierea mea cu mine și cu al meu acasă. Ce este acasă? Sunt aici acasă, la familie, la prieteni, dar de fapt mă simt departe de acasă, de la Berlin, unde trăiesc deja de 14 ani și am o activitate profesională, unde am prieteni, unde am de asemenea familie. Deci a fost un fel de ocazie de a analiza anumite aspecte care poate într-un alt context nu ar fi avut, nu ți-ar fi captat atenția sau interesul. Și pentru asta sunt recunoscătoare că am trăit acele vremuri. Bineînțeles, nu mi-aș dori să se întoarcă. Clar. Deși, din păcate, la Berlin deja se anunță cifre îngrijorătoare pentru valul de toamnă-iarnă. Și nu vorbim de colecție de modă, din păcate. Dar sunt recunoscătoare pentru că fiecare experiență, da, așa cum spuneați, te îmbogățește și te face să afli mai multe despre tine, vrând nevrând. Asta, dacă știi să vezi mai departe de aceste aspecte, pentru că e foarte interesant, văd că inclusiv în volumul pe care îl aveți pe masă, aveți niște mici semne și nu întâmplător, semnele se află tot în prima parte a cărții. Atunci când vorbești despre jurnalist sau scriitor, lucrurile parcă seamănă, da? E același om cu tastatura în față sau cu condeiul. Pixul în mână. Da, cu pixul în mână. Lucrurile seamănă. Dar când e mai ușor să scrii? Despre tine sau despre ceilalți? Nu știu dacă putem vorbi despre ușor sau greu. Fiecare text în parte are specificul său. Ca jurnalist știți foarte bine că o scriitură jurnalistică de valoare nu se poate face pe fugă două minute rapid. Însă semnele pe care le-ați remarcat și admir aici atenția la detalii, sunt semne pe care le-am tot schimbat în ultima perioadă. Am aici chiar și un semn de carte făcut frumos de editură oficial. Aici sunt însă semnele mele personale puse la fragmente de texte pe care le-am citit în ultima perioadă la lansările cărții. Doresc să menționez cu această ocazie că am avut 3 lansări. O lansare la București, de care deja am vorbit, pe 27 septembrie, o lansare la Ploiești, pe 4 octombrie, exact acum o săptămână, în cadrul Festivalului Conștiința, și joi, pe 6 octombrie, a avut loc lansarea de la Câmpina, în cadrul seratelor culturale Elstar, unde am încheiat, să spunem așa, s-a încheiat ciclul lansărilor, dar și cumva ciclul cărții, exact la locul de pe coperta cărții, care este un loc foarte drag sufletului meu, un lac pe care multă lume care a fost la Câmpina l-a identificat deja. Și în momentul în care am ajuns la lac, am simțit că acolo, într-adevăr, cartea și-a găsit al ei acasă. Nimic nu e întâmplător. De unde și titlul emisiunii, pe care l-ați ales ca o surpriză plăcută și vă mulțumesc. Cu tot dragul, pentru că am văzut că v-a urmărit această cifră, acest număr mai târziu. E momentul în care dumneavoastră urmăriți acest număr. De aici înainte sunteți atentă să căutați, nu știu, v-ați mutat într-o casă care are ca număr 3 sau 33, aveți la mașină numărul 3, selectați, sunteți atentă la detaliile astea? Nu cred că este vorba de o căutare, dar recunosc că nu este zi în care să nu văd cel puțin o mașină cu 33, iar la prima mea mașină, când mi-am luat carnetul de șofer, am cerut un număr cu 33, acela a fost cu premeditare și nu eram pregătită să accept orice altă combinație, deși știm foarte bine că nu depinde de noi acest lucru. Cred că, așa cum spuneam mai devreme, este o formă, sau am dat putere, să spunem așa, acestui crez, și pentru mine
mine este un fel de atracție magnetică, fără neapărat de a căuta. Nu, pentru că în momentul în care vrei să se întâmple ceva, am făcut și această probă, apropo de joacă de copil, acum vreau să văd o mașină cu 33 și nu se întâmplă nimic. Dar în momentul în care văd o combinația de cifre 33 sau 333 sau 3333, există, chiar și așa scriu în carte, în primul eseu, de momentul în care am văzut pentru prima dată în viața mea o mașină cu 4 de 3. Mi s-a întâmplat la Berlin, vorbeam la telefon cu cineva într-o parcare într-un complex de blocuri și când m-am întors să găsesc ieșirea din acea parcare, eram chiar în fața unei mașini cu numărul 333 Berlin 3333. Și mai mare a fost stupoarea când am văzut că în tot acest timp stăteam cu telefonul în mână între două clădiri, 32 și 34. Eu fiind chiar la mijloc. 33. Sunt momente pe care eu le-am închis în suflet și le-am deschis în text. Poate că li se întâmplă și altora, dar nu au observat sau nu le dau importanță. Și cred că, într-adevăr, noi suntem în mare parte ceea ce gândim, cum spunea și regretatul scriitor spaniol Carlos Ruiz Zafón, pentru că în momentul în care dai putere gândului, poți atrage o realitate care să ți se întâmple, de unde și tehnicile de autosugestie sau de pozitivism. Există în Germania, apropo de asta, chiar o școală de fericire. Fericirea se predă ca materie de școală. Și nu este o glumă. Există manual de fericire, există, pornind de la tehnicile pozitivismului, un domeniu al psihologiei, foarte multe elemente care se și pot învăța, despre care înveți să fii conștient. Iar în momentul în care conștientizezi ceva, este deja primul pas pentru a face ca acel lucru să ți se întâmple. Da, asta la ce vârstă bănuiesc că se studiază? Este o materie de școală primară, generală. Un opțional. Există o structură a școlii în Germania, care știm că este puțin diferită de școala din România, Germania fiind și o țară cu statut federal, fiecare land are autonomie. Cursuri de fericire, am avut chiar și eu ocazia, în momentul în care eram bursieră la Fundația Konrad Adenauer, să iau parte la o întâlnire cu un trainer de fericire, care ne-a povestit despre cum se desfășoară modulele de fericire, cam care ar fi scopurile care încearcă să fie atinse prin aceste cursuri. Vă temeți vreodată că fix acest capitol, care vorbește despre 33, poate să fie neînțeles sau înțeles greșit la un moment dat de către cititori? Nu m-am gândit la acest aspect, pentru că nu am împărțit niciodată gândurile legate de texte în corect și greșit. Cred că fiecare găsește ceva în text, dacă este ceva de găsit, dacă nu, nu este niciun fel de problemă. Există o formă de rezonanță pe care o poți avea cu o anumită vibrație sau nu. Ceea ce am exprimat eu este fidel sufletului meu. Aspectul de autenticitate mă interesează foarte mult și m-am bucurat că însăși prefața cărții vorbește despre acest lucru scriitoarea Carmen Francesca Banciu, cu care am avut bucuria să fac chiar și un interviu pentru acest volum. Mi-a făcut onoarea de a scrie despre volumul 33 ca o plajă de deschidere către vulnerabilitate. Și pentru mine a fost un compliment extraordinar să citesc ceea ce celebra deja scriitoare în Germania, este poate mai cunoscută în Germania, Carmen Francesca Banciu, decât în România, a decis să dea mai departe despre mine, și anume deschiderea aceasta, puterea, curajul de a fi vulnerabil, este cel care de multe ori m-a scos dintr-o sferă de confort, dar în același timp m-a învățat cel mai mult despre mine, despre trăiri, despre emoții, și chiar există un pasaj în eseul despre frumusețe în care declar acest lucru. Cred foarte mult în sinceritate, în ceea ce scriu și în ceea ce fac. Prietenii, familia, cei care mă cunosc, cred că pot confirma faptul că sunt un om sincer chiar și cu mine, chiar și atunci când fiecare se poate uita în oglindă, nu neapărat în oglinda fizică, dar mai ales în oglinda sufletească, și ceva nu e în regulă. Nu mă ascund niciodată după deget și încerc tocmai din aparentul inconfort
să revin la o sferă de confort. Da, asta e oarecum sfera de confort pe care o avem dacă citim a doua parte, pentru că mi se pare o relatare obiectivă, da, de cele mai multe ori, doar că în prima parte ăsta este cuvântul de bază, trăire. Mi se pare că această carte te duce de la o stare la alta, în sensul că descoperi omul în prima parte, iar în a doua, ok, acum ne relaxăm, citim despre evenimente frumoase, citim cu toate au frumusețea lor, doar că prima parte te ține în ideea, așa cum spuneați, de poate și suspans la un moment dat, pentru că încerci să descifrezi semnificația acelor combinații de cifre, descoperi ce înseamnă acasă, descoperi ce înseamnă fiecare element din puzzle-ul pe care l-aminteam, după care, în a doua parte, te poți așeza relaxat și afli despre lucruri la care poate ți-ar fi plăcut să, evenimente la care ți-ar fi plăcut să participi, dar nu ai avut ocazia. Dezbatem și cea de-a doua parte, pentru că ne-am oprit doar la prima. Însă luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit la Oameni, Evenimente, Povești, doamnelor și domnilor. Pe masă avem același volum despre care am discutat în prima parte a emisiunii, dar nu în totalitate. Spuneam că, așa cum este și emisiunea noastră, alcătuită din două părți și cartea ne oferă două părți la fel de importante, pentru că eu am tot insistat în primele 25 de minute despre, pe aceste trăiri pe care le-ați expus în cadrul cărții. Iată că și vedem aici și jurnalistul în cea de-a doua parte, pentru că avem interviuri, avem tot trăiri, dar la un alt nivel, pentru că sunt trăiri pe care le-ați avut în fața unor oameni de mare valoare. Cum v-ați gândit la această asociere până la urmă? De ce n-ați lăsat prima parte într-un volum? De ce n-ați creat o a doua parte ca un volum singular? Bună întrebare. Ar fi mai multe răspunsuri posibile, să spunem așa. Prima variantă care îmi vine în minte este legată de faptul că sunt materiale din ultimii 4 ani, așa cum am menționat deja, iar materialele care sunt acum în cele două părți au fost scrise intercalat. Nu am ales o ordine, un an scriu despre trăiri, un an scriu despre evenimente, ci le-am luat așa cum au venit, pentru că mă bucur de fiecare dată să mă înscriu la acreditare de presă, să primesc acreditare de presă sau invitație la evenimente culturale în Berlin. Sunt de mai bine de 5 ani nelipsită de la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Berlinala, cum se mai cunoaște. Cu această ocazie țin să fac tuturor o invitație. Dacă nu ați fost la Berlin în perioada Berlinalei, puteți să vă puneți pe lista de călătorii, pentru că nu vă va părea rău. Festivalul de film de la Berlin este festivalul cel mai mare festival de public din lume și chiar vin în perioada aceea, în a doua jumătate a lunii februarie, oameni din toate colțurile lumii pentru a se bucura de pulsul orașului care se îmbracă în straie de Berlinale. Și atunci este un moment în care și viața mea ia forma Berlinalei, în care am ocazia să mă întâlnesc cu oameni și cu momente pe care cu altă ocazie nu aș fi putut să le descoper. Și mă bucur foarte mult că în acest context, pe meleaguri de Berlinale, am cunoscut-o și pe îndrăgita Irina Margareta Nistor. Iată că trebuia să ne întâlnim în Berlin ca să ne întoarcem în România și cu atât mai mult m-am bucurat să ne fie alături la lansarea cărții de la București. Am făcut în mai multe rânduri interviuri și este o încântare să reușim de fiecare dată la Berlinală măcar un film să-l vedem împreună, să-l comentăm la cald, cum se spune. Deci sunt mai multe cronici de Berlinală, fără a se vrea repetitive, pentru că fiecare an, fiecare ediție aduce în prim plan alte aspecte. Am scris cu mare bucurie și chiar mândrie națională, să spun așa, despre Ursul de Aur pe care l-a luat România, despre Urșii de Argint și toate realizările cineaștilor români. Am colaborat în acest sens și cu Institutul Cultural Român sau cu Ambasada României la Berlin pentru evenimente care au în prim plan cultura
română sub diferite forme, fie că este vorba despre film sau despre muzică. De exemplu, în luna august a avut loc în cadrul ambasadei o conferință de presă care a prezentat noua conducere a Festivalului Enescu și de asemenea seara s-a încheiat cu un concert extraordinar susținut de laureații Enescu, concursului Enescu 2020-2021, oameni pe care parcă altfel îi descoperi la Berlin. Mie mi s-a întâmplat să închei foarte multe prietenii cu români în străinătate și apoi revenind în țară să ne întâlnim poate sub alte auspicii. De asemenea, sunt întâlniri suflet la suflet cu personalități, personaje importante ale culturii române. Menționam de muzică, este în carte și un interviu cu violonistul Gabriel Croitoru, solist al Filarmonicii Paul Constantinescu, da, din Ploiești, cu care de altfel am colaborat pentru diferite evenimente și care este de asemenea personaj de carte în diferite ipostaze, fie ca organizator al unui spectacol de flamenco, ori ca oferitor, să spunem așa, de muzică la o conferință online pe care am organizat-o chiar în cadrul cursului de cultură și civilizație de la Universitatea din Cotbus. Da, se îmbină, deci, aceste aspecte pe care le menționați, tocmai poate pentru a închega și mai bine puzzle-ul. Da, și e foarte interesant pentru că voiam să fiu puțin critic, nu neapărat critic, dar să fiu foarte atent la detalii, să văd cu ce începeți, cu un eveniment din România sau cu un eveniment din Germania, să văd dacă sunt oameni din afară sau din țară atunci când începeți. Ați început cu un capitol care se numește despre cărți și aici m-am gândit, mi-a venit în minte tot un capitol din prima parte, despre acasă, pentru că ele se leagă lucrurile, așa cum spunea și prima parte a emisiunii. Poate că e foarte greu să mai spui acum unde e acasă și ce ar mai defini pentru dumneavoastră acasă. Pentru că noi ne-am văzut de altfel la evenimente, la tot ce ține de evenimente culturale în Ploiești și vă place să fiți în inima acestor evenimente. Cum vă simțiți la evenimentele de acest gen în România? Cum vă simțiți la Berlin? În primul rând țin să accentuez faptul că sunteți foarte tehnic. Văd că ați analizat foarte clar structura cărții, la care recunosc că nu m-am gândit atât de atent, pentru că nu aceste motivații au stat la baza formării cuprinsului. Dar mi se pare foarte interesantă și această abordare. Este o bucurie să fiu în mijlocul unui eveniment cultural oriunde m-aș afla. Eu am trăit o perioadă și la Madrid, în Spania, în timpul doctoratului meu și am descoperit chiar lumea aceasta, magia flamenco, despre care am scris mult și pe care am încercat să o duc cu mine și mai departe. În momentul în care sunt în mijlocul unui eveniment, cred că locul, spațiul concret nu mai are neapărat o însemnătate foarte mare, pentru că intrăm într-o zonă de artă, unde aspectul cel mai important este acela al catarsisului, purificare prin artă. Da? Este în același timp pentru mine și o formă de atemporalitate, un spectacol adevărat, deci catarsisul împlinit, face ca minutele de pe ceas să se șteargă, să nu mai ții cont și mă bucur de fiecare dată să mă las purtată. Sunt genul de spectator care închide telefonul, încearcă să uite de absolut orice se întâmplă în lumea exterioară, pentru că sunt convinsă că momentul acela de trăire intensă, dacă ți este generat de ceea ce vezi, fie că este un spectacol de teatru, o expoziție de artă, un concert și așa mai departe, chiar are puterea să te întinerească, să energizeze și să-ți dea acea, cum să spun, forță interioară de care cu toții avem nevoie în ziua de astăzi, fie că suntem sau nu conștienți de asta, acea rupere de ritm, poate acel refugiu din cotidian, fără a apela la, știu eu, mijloace extreme. Da, e mare lucru și vă apreciez. Recunosc, nu fac treaba asta, da, spre rușinea mea, dar constat că, nu știu dacă e trendul, dar cam asta se întâmplă. De cele mai multe ori
întârziem la un spectacol, de cele mai multe ori ne sună telefonul în timpul unui spectacol, imediat după ce se termină un concert sau un eveniment de genul ăsta, fugim spre, nu știu, spre cumpărături, spre un alt spațiu care n-are legătură, vă hrăniți oarecum, pentru că, iată, rămân la fel de tehnic și redescoperim trăirile din prima parte în a doua, modul în care reușiți să le vedeți, pentru că trebuie să le spun telespectatorilor că am reușit și am răsfoit carte, n-am citit-o pe nerăsuflate, pentru că mai am, vreau să iau fiecare pagină și promit că o să vin cu noi completări, dar este acea trăire din spatele interviului, acea trăire pe care dumneavoastră de fiecare dată o adăugați în spatele unui interviu pe care recunosc și eu l-am făcut de multe ori, dar s-a concretizat într-un simplu material video, am plecat și am bifat. Aici totul capătă alte conotații. Consider că este o datorie de onoare, în primul rând o formă de admirație și respect pentru cel care a fost de acord să-și deschidă sufletul în fața mea, pentru că e vorba în primul rând de dialoguri suflet la suflet, fie că vorbim despre muzică, fie despre literatură sau artă, și în general în momentul în care iau un interviu îmi place să fiu acolo trup și suflet și să mă implic nu doar fizic prin apăsarea butonului lui Derek, cum era înainte la reportofon, ci și cu mintea, să mă transpun, să ascult foarte atent ceea ce spun interlocutorii mei. Firește că întotdeauna îmi pregătesc câteva întrebări, câteva direcții de purtat dialogul, dar de multe ori dialogul în sine deschide alte orizonturi și atunci ajungem la o formă de interviu care poate nu ar fi fost gândită neapărat așa, și îmi place această dinamică spontană a discuției, care crește și te ia cu ea, te poartă cu sine în lumi poate uneori nebănuite, și un interviu sau o discuție reușită pentru mine este întotdeauna acel interviu care te lasă îmbogățit cu ceva, în care nu te uiți neapărat la ceas să spui of, o jumătate de oră trebuie să alerg. Din păcate ritmul este nebun și este de admirat că într-un ritm de multe ori impus de viața asta, oamenii își iau timp să se ducă la spectacol. Nu este ușor să faci această trecere, această ruptură. Eu încerc pe cât posibil să-mi las în momentul în care am un eveniment la care merg, poate și cu ideea de a scrie despre el, să-mi las puțin plajă de timp înainte și după, să intru într-o anumită stare, să mă pot oferi momentului, să pot absorbi frumusețea momentului, ca mai apoi să pot să prelucrez gândurile și emoțiile, pe care nu recunosc, nu le pun imediat pe hârtie, am nevoie de puțin timp sau îmi las puțin timp, tocmai pentru a prelucra gânduri, și aici mă ajută și faptul că rubrica pe care o semnez nu se întâmplă zilnic. Probabil altfel ar fi arătat materialele dacă ar fi fost scrise sub presiunea unui deadline foarte pregnant. Dar atunci eu știu că până la următorul număr al revistei există acel timp de reflexie, ca să spunem așa. Și în momentul în care am decis sau simt că vine ideea, nu știu cum să vă spun mai bine, cred că înțelegeți ce vreau să spun, încerc să-i dau cadrul de manifestare, ceea ce nu este firește ușor, dar este legat tot de acel fenomen de autenticitate pe care mă străduiesc să-l respect. Da, despre asta este vorba, pentru că mă gândeam și aici chiar împărtășesc această idee, nici eu nu pot scrie la comandă, că despre asta e vorba și despre rapiditatea cu care se petrec lucrurile, pentru că, așa cum a spus, sunt oameni despre care nu pot scrie și atât. Da? Adică sunt oameni pe care trebuie să-i îmbraci și să-i îmbraci în haina pe care o merită, și cred că asta este datoria jurnaliștilor sau puținilor jurnaliști care au mai rămas în acest domeniu al culturii, din păcate. Eu vă spun ce se întâmplă în momentul de față în România și, slavă Domnului, inclusiv Ploieștiul are multe evenimente culturale și de mare valoare. Doar că atunci când scrii,
ai, nu știu, parte de o dezamăgire la capătul celălalt, că parcă n-ai ajuns către toți oamenii pe care doreai să-i atingi cu acea informație. Cum vă simțiți când scrieți lucrurile astea? Cum vă simțiți, mai ales că trimiteți informația de la mulți kilometri depărtare? Cred că mă număr printre cei norocoși de a nu avea, știu eu, de îndeplinit niște norme. Dacă nu avem 3000 de vizualizări, înseamnă că este o formă mare de libertate și în acest sens mă simt recunoscătoare proiectului Conștiința, căruia m-am alăturat încă din 2011. Este un public pe care am ajuns să-l cunosc în perioada aceasta și cu care m-am întâlnit cu bucurie și cu ocazia lansărilor cărților interculturali. Spuneam în 2018, carte care este acum disponibilă în rețeaua Cărturești și mai nou cartea 33. Oameni care în mare parte mă știu pe mine încă de mică. Eu am crescut, am trăit în Ploiești, sunt absolvent al liceului Ion Luca Caragiale. Încă din perioada studenției am început să am colaborări la reviste culturale. Eram pe atunci corespondent din Berlin în 2008 la revista Axioma a regretatului profesor Ieronim Tătaru, și atunci oamenii cumva au putut să urmărească evoluția așa mea ca om, dar și a textelor mele, și mă bucur de fiecare dată când mă întreabă despre ce ai mai scris sau mi-a plăcut mult materialul de data trecută, uite, ai putea să faci și ceva de genul acesta. Chiar la lansarea intercultural am avut un dialog cu publicul și am rugat să ne lase chiar în scris gândurile, sugestiile, sfaturile lor despre ce ar dori să citească în rubrica Cultura, și am încercat în mare parte să țin cont de acest lucru, fără însă a simți, și aici recunosc partea de fericire a libertății textului, o presiune. Mi s-a creat impresia că multă lume îmi spune, ne lăsăm plăcut surprinși de ceea ce ne vei oferi, iar evenimentele pe care le relatez vin de multe ori ele spre mine, pentru că Berlinul este din punctul ăsta de vedere o mană cerească, un paradis. Există zilnic zeci de evenimente frumoase, interesante, și de multe ori ai ceea ce spune neamțul Kvar Leval, adică chinul alegerii, nu știi unde să te împarți mai întâi. Există evenimente pe care, de exemplu, le văd într-un decurs de 2-3 zile și despre care scriu un decurs de 2-3 luni în revistă, și de multe ori încerc să fac și analogii și să las ca ele să curgă prin mine, și dacă se întâmplă să se întrepătrundă ca râul în căutare de matcă, mă bucur cu atât mai mult, pentru că este o formă de intertextualitate, să spunem așa, sau intermedialitate pe care încerc să o onorez. Vă hrăniți cu acest feedback de la oameni? Da și nu. Da, în sensul că de fiecare dată când am ocazia să vorbesc cu cititorii sau să mi se facă o sugestie sau să mi se spune o impresie despre text, îl ascult și țin cont. Nu în măsura în care nu am foarte des feedback-ul lor. Nu este, cum să spun, o întâlnire permanentă sau un dialog constant, ceea ce mi-aș dori să se întâmple poate pe viitor, și acum cu lansarea cărții 33 mă bucur că am putut să ajung la cât mai mulți oameni, să mă reîntâlnesc cu mulți cititori, și sper eu să câștigăm și mai mulți cititori care să se simtă la rândul lor câștigați. Cum a fost atmosfera în cele 3 zile de lansare? Cum i-a simțit pe oameni? Asta și în contextul în care, iată, au trecut și anii ăștia de pandemie, când ne-au lipsit astfel de evenimente, și o să-i rog pe colegii mei să ruleze în continuare imagine care vorbesc despre întreaga călătorie a dumneavoastră. Nu știu dacă ați postat și fotografii de la lansări. Da, au fost și fotografii de la lansări pe parcursul discuției. Aici este o fotografie, da, puțin mai veche, din 2015, de la Palatul Parlamentului. Da, cele 3 lansări au fost 3 evenimente deosebite, cu specific personal. Fiecare lansare
a fost altfel, ca să spun așa, la București, în cadrul foarte frumos al Bibliotecii Engleze de la Cărturești Verona, am avut un mini-concert de acordeon clasic, susținut chiar de profesorul Fernando Mihalache, cu care am făcut și un interviu în carte. S-a lansat și o piesă în compoziție proprie, la care urmează să se facă un videoclip. Deci a fost o bucurie dublă, am îmbinat momente de literatură, de eseu, de jurnalist cultural cu muzică într-o atmosferă cu public variat. Au fost atât prieteni, familie, cât și profesori universitari de la Facultatea de Litere sau, știu eu, membrii în Ministerul de Cultură. Și a fost și prima lansare cu ceva emoții, pentru că a venit cartea în ultimul moment și atunci totul s-a întâmplat pe aripi de entuziasm și de adrenalină. La Ploiești a fost cumva lansarea de acasă, acesta a fost și motoul serii. M-am bucurat să primesc chiar și o diplomă de colaborare, o diplomă de suflet din partea Festivalului Conștiința, cu un fragment din eseul Acasă, cumva reîntoarcerea la publicul de care vă spuneam, pe care îl cunosc și care mă cunoaște încă de mult. Ne-am jucat puțin cu Claudius Dociu, președintele filialei Prahova al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, și am încercat să transformăm sala Muzeului de Artă într-un studio de televiziune. Aveam două studiouri, studioul moderator-autor și studioul invitaților, cu un mini-recital de chitară clasică, susținut de Raisa Mihai, studentă la master la Universitatea de Muzică din București și profesor de muzică la Liceul George Enescu. Publicul a venit cu foarte mari așteptări și curiozitate, cum o să fie acum, după ce lansarea intercultural avusese loc la Filarmonica Paul Constantinescu și acolo cu muzică de cea mai bună calitate în interpretarea lui Daniel Dumitrașcu, acum student la Facultatea de Muzică. A fost cu emoții, a fost cu încântare, a fost cu un dialog între text și muzică, dialog pe care l-am continuat și la Câmpina, la seratele Elstar, de la librăria Elstar. Acolo fondul muzical ne-a fost oferit de Cristian Duca, profesor de pian la Colegiul Carmen Silva din Ploiești și membru în trupa Zoom, prin amabilitatea prietenilor de la Filarmonica Paul Constantinescu. Și dialogul s-a purtat acolo cu publicul din Câmpina, un public pe care nu-l cunoșteam în mod direct, dar în care am regăsit multă căldură. Amfitrion a fost scriitorul și istoricul Contrus Constantinescu, criticul literar, scriitorul Cristian Crăciun ne-a acompaniat atât la Ploiești cât și la Câmpina, și cred că elementul principal la Câmpina au fost emoțiile foarte puternice pe care eu le-am simțit, câmpineancă fiind, născută în Câmpina, deși nu am stat acolo foarte mult timp. Se spune că locul în care te naști emană vibrația asupra ta, și cred că seara lansării de la Câmpina, într-o seară de joi, o zi cu însemnătate deosebită pentru mine de asemenea, și-au spus cuvântul. În carte, de fapt, și Câmpina, locul, este un personaj în sine. Iată că în felul ăsta mai avem doar 3 minute. Dacă ar fi să deschideți cartea și să alegeți un paragraf, care ar fi acela și de ce? Am vorbit foarte mult despre acasă și cred că aș putea să citesc un fragment din eseul despre acasă, tocmai pentru că este o temă permanent valabilă și cred că fiecare se poate regăsi în această temă, mai ales că perioada de introspecție despre care vorbeam mai devreme mi-a oferit ocazia la a pune mai multe întrebări decât la a da răspunsuri. Sau poate anumite răspunsuri pe care le credeam fixe au generat la rândul lor întrebări pe care încerc să le cultiv, să le cresc în mine, cu speranța că la un moment dat să vină și un răspuns. Dar dacă nu va veni un răspuns, mă voi mulțumi și cu o întrebare retorică, pentru că și aceasta în sine este o
căutare sau o găsire sau o regăsire. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc un pasaj din acest eseu. Ce este de fapt acasă, mă întreb? Un loc? Un fapt? O stare? Un gând? O imagine? O amintire? O persoană? O melodie? O iubire? Poate o idee pe care o purtăm cu noi, în noi? Sau poate că noi ne suntem casă nouă înșine, purtându-ne cochilia pe interior, în suflet, ca un fel de melci vertebrați și puțin mai speriați pe care ploaia îi ascunde prin cotloanele răvășite ale caselor sau sufletelor lor. Ce este deci acasă? Un prag, un hop, o probă, o speranță, un dor, un vis, o iluzie? Filozofia unui cuvânt imaterial căpătând valențe de cochilie sufletească. Eu mă gândesc la cum spun italienii și spaniolii, acasă, acasă, ceea ce se poate traduce în funcție de context atât prin acasă, cât și prin în drum spre casă, către casă. Prepoziția a, arătând aici direcția și sugerând totodată o stare de mișcare. Poate că tot așa, al meu acasă, se definește în fapt printr-o perpetuă mișcare către casă, înspre casă. Ceea ce poate prinde rădăcini chiar și în mobilitate, nefiind nevoie de un loc sau de o definiție clară și de nestrămutat. Cum ar fi ca al meu acasă să fie tocmai căutarea, respectiv găsirea de noi și noi case pe care să le pot numi rând pe rând sau poate chiar simultan acasă. Și nu e puțin lucru să te poți mula și integra în atât de multe case și să găsești în fiecare o fărâmă de acasă pe care să o porți cu tine, care să te poarte cu sine. Iar când scriu aceste rânduri, îmi vine în minte formularea folosită de un prieten întrebat cum ar rezolva el diferite probleme. Găsim soluții, răspundea el mereu, iar eu râdeam și îl întrebam, de ce nu spui căutăm soluții? Ești așa de sigur că le vei și găsi? Am înțeles între timp, proiectată într-o vie interculturalitate pe care o trăiesc, respir și propag la rândul, că simpla căutare de răspunsuri la diferite întrebări sau provocări ale vieții în locuri, stări, culturi sau grupe de oameni diferite echivalează deja cu o găsire, sau mai bine spus, cu o regăsire, regăsirea de sine. Iar asta, pentru mine, este acasă. Foarte interesant și cred că se nasc multe întrebări după fiecare capitol și nu numai pentru dumneavoastră, cred că și pentru noi. Eu recunosc că pe parcursul acestei ediții, mi-am creat noi întrebări și întrebări despre întreaga experiență pe care o aveți, pentru că aș vrea să vorbim atunci când veniți acasă în România, să vorbim și despre cealaltă latura dumneavoastră ca profesor, da? Să dezbatem mai mult și despre condiția aceasta a jurnalistului în anul 2022. Deci sunt multe întrebări pe care le-am creat în această ediție, dar sunt și multe întrebări ale căror răspuns cred că le-am găsit. Dacă nu, invităm pe telespectatori să citească această carte. Nu știu dacă v-ați uitat, dar de la depărtare, cei 2-3, parcă sunt două semne de întrebare, dacă eliminați partea de sus, ca să încheiem tot într-un stil tehnic. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și zic să încheiem cu promisiunea că atunci când reveniți acasă ne vom vedea tot aici în studioul Ploiești TV. Cu multă plăcere, mulțumesc de invitație și invităm pe cititori la o lectură. Cartea se poate găsi în librăria Cărturești, în librăria Humanitas din Ploiești, cât și pe site-ul editurii Acon. Mi-a făcut mare plăcere să stăm astăzi de vorbă și revin cu plăcere. Când ajungeți la Berlin, vă rog să dați un semn. Vedem acum cine ajunge primul. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Atât pentru această oră, doamne și domnule, rămâneți cu Ploiești TV. Numai bine!